Medicul Mihai Lucan este oficial anchetat pentru corupție de către DNA Cluj. Un dosar care vizează achiziții publice posibil fraudate făcute la Institutul de Urologie și Transplant Renal în vremea în care Lucan era șef acolo, a ajuns astăzi de la DNA București la DNA Cluj. Procurorii anticorupție au cerut denunțătorului să aducă mai multe dovezi. Dosarul a fost deschis în luna iunie la București. Sunt niște procese verbale de recepție. Repet, sunt scheme de fraudare rudimentare. Vorbim despre încredințări directe, vorbim despre achiziții care se făceau la institut pentru ca și la clinica privată să fie cumpărate anumite lucruri. Ungureanu susține că ar fi vrut ca acest dosar să fie anchetat la structura centrală a DNA. Întrucât, consideră el, DNA Cluj nu are experiență în anchetarea cazurilor de corupție din sistemul medical. Vorbim despre un jaf generalizat, da, aparatură, gândiți-vă că abia acum la Institutul de Transplant se cumpără din nou litotriptor, adică acel aparat de spart pietre a fost băgat în faliment tehnic, tocmai ca toate procedurile se facă la privat. Denunțătorul Mihai Lucan susține că dacă acuzațiile nu sunt probate, atunci e vorba doar de lipsă de implicare din partea anchetatorilor. Ca să vă faceți o imagine, un laser costa pe piață 50.000 de euro la o firmă și a fost achiziționat cu 100.000 de euro. Au fost luate de către institut în custodie anumite aparate care au fost folosite și apoi au fost cumpărate de către institut, iar în caietul de sarcini au apărut exact acele amănunte care trebuiau să favorizeze anumite firme. Ungureanu a mai precizat că acest tip de fraudare cu contracte de achiziții publice nu se regăsește doar în Institutul de Urologie Cluj, ci și în alte spitale din Cluj și din țară.